Proc, regele invențiilor. Era sigură că vine Ziproc! Cine? Era sigură că vine Ziproc inventatorul. Regele! Regele! Regele invențiilor! Regele invențiilor! Bună seara, maestre! El a făcut asta, fii atent. Ce bucurie! Bună seara! Bună seara! Ce fericire! L-am strigat pe nume pe domnul Ziproc acum câteva zile și el m-a auzit. A venit aici cu ultima invenție. Sper că o să vă bucure momentul, pentru că eu l-am trăit la o intensitate maximă. Primul lucru, eu nu sunt să trăiesc bine, că nu sunt președinte. Și n-am nicio treabă cu președintele lumii. El e regele. Eu, de când am venit aici la Aiumor, eu tot am evoluat. E, da. Nu, noi, eu înainte, am venit cu o musteață micuță. Se numește Musteața Junior. Am avansat. Ce mustață? Și după aia am venit cu musteața major. Asta este musteața major. A făcut și buzele ca să ne prindem. Da, da. Dacă tot am mers în sus, mi-am permis să vin cu musteața miliardarilor. Aluțirea. Bravo, bă! Așa e, da, da, da. Ții, Proc, ții, Iriac. Siria Proc. Excelent! Așa se crește la Aiumor. Cine știe câte roți are o mașină de oraș? 4! Ale sunt tip căruță, cu ale să merge la oi. Corect. Mașina de oraș trebuie să aibă 5 roți obligatoriu, sau 6, pe care aveți onoarea, sau am onoarea, adică avem toți onoarea, să ne bucurăm, că-ți doresc să vă prezint un pre-proiect, un pre-prototip de mașină care vom putea numi mașină de oraș, într-adevăr. Fiindcă în oraș locurile sunt puține, parcările sunt puține, mașinile sunt multe. E mașina aia din Flintstone. Eu doresc să fie o mașină foarte ușoară, să poată să parcheze chiar lângă scara blocului sau undeva acolo, un 4 metri pătrați. Fulguri. Și chiar și pe balcon, să tragă pe un scripet. Scripete. Eu am crescut în Huiedin. Noi n-aveam căldură curentă și noi ridicam cu scripeții câte 5 saci de lemn tot timpul în casă. Deci poți să ridici cu scripeții și mașina pe care o ai azi acum. Dacă tu vrei să ridici cu mașina și dacă blocul susține, că iarăși trebuie să faci bloc cu care să susțină, da. Încă să tone așa, în puii mei, da. Și ca să-ți faci din el brad de Crăciun cu mașina târnată, știi? Să știi că e realizabil. Pe nave nu există bărcile de salvare, sunt prinse pe niște gruie, așa, care se strâng pe ce? Ar arăta inestetic tot Bucureștiul cu mașinile atârnate afară. Adică nu înțeleg cum. Cunoașteți pasiunea mea pentru mașinile de teren. Ce tip de teren credeți că va aborda acest autovehicul în oraș? În primul rând, stimă, respect, considerație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Aplauze pentru amândoi. Vreau să bravo. Bravo, da. Uite, mașină pentru Dakar. Elule, ce belgien, ce campion mondial. Asta pe dune. Astăzi sunt manechinul dumneavoastră. Hai să vedem. Haideți să pot să mă uitați. Scaunele. Cum este și... Jur că sunt emoționat uneori. E pre-prototip. Cum este și finanțarea. Am avut și mașini mai proaste, cred eu. Ce văd eu, nu prea o să iasă bine. Știți că dacă îmi place, îl achiziționez. S-a dat scaunul în față. Eu munc aici la volan, da? Da. Ușă, da. Așa, am ajuns la, să zicem, am ajuns la destinație. Da. Adică unde vreau să vă împarchez. Eu ce fac? Mă mut cu scaunul. Cu scaunul ăsta probabil că n-a alunecă, nu l-am pus cu vazelă, deci nu e perfecționat. Eu trebuie să-mi arunce pe șinele astea. Da, e scaun cu memorie, știu. Mă mut aici în spate. Da. Și atunci mă apuc aici la volanul 2, volanul de parcare. Du-te, mă! Sunt două șuruburi, unul aici și unul acolo. Așa. Scoateți dumneavoastră unul, îi scot eu unul. Păi, domnul meu, dați-mi și mie. Nu iasă? Probabil că trebuie. Nu trebuie, că trebuie să iasă ușor. Da, mă, nu strig. Domnul, e blocat. Nu vă speria, că va ieși. Dați-mi cheia. Dar durează până o parchez. Nu ridicat suficient de... Dar ce vrem să facem acum? Ce faci? Ce... Să ridicăm la balcon, să stă la balcon. Ia să vedem, să întinde curea sau nu. Doamne, să nu moară electrocutat. Văd că e... Se ridică! Aplauze! Se ridică! Excelent! Se ridică! Și ea se ridică singură acum, ia uite-mă.
Da, avem aici distribuție pe curea. Aici văd, cum zice, un lanț de transmisie cu o reducție fantastică. Iar aici avem un protocabestan. Și mai avem un reductor cu melc. Cătălin a intrat în acest vârtej al mecanicii fine și fizicii cuantice. Că erau lucruri serioase acolo pe care noi muritorii de rând nu le puteam înțelege. Dar ea nu prinde liniile de tensiune de sus? Adică dacă când o parchezi nu tai cablu, nu tai Wi-Fi-ul la vecini? În pasaj la Unirii n-ai cum să treci cu asta. Dacă te duci la gadrică, la bloc, la etajul 1, te poți coborî pe mașină. Te poți coborî pe mașină, da, poți, da, exact. E mașina amanților asta. Asta e mașina... Atât? Care se parchează vertical. Fă-mă tu mai bine. Eu zic că deja când o să se difuzeze treaba asta, o să cadă acțiunile Tesla. Oh, da. Deci se duce... Mamă, bursa de la New York. Se duce în cap. Dar v-ați gândit și la oamenii mai săraci, că ați putea noaptea, de exemplu, să îi lăsați să doarmă înăuntru? Eu să dau mașina, să doarmă cineva în mașină. Păi, sunteți... păi vă dați seama cât sunt de sensibil. Nu m-am căsătorit fiindcă nu suport orice mirosuri lângă mine. Orice, da, cineva să doarmă în mașină și să simte un mirosul de țigară, de cafele, de ce, ce nu merge. Bine, o fată dulce poate să doarmă acolo în cazul în care o fată? Soțul cel rău o dă afară? Să doarmă o fată în mașină. Stai un pic. Iată automobilul cu un stand-upper putere. N-avea servo, trebuia împinsă. Vezi că servo e la direcție, n-are legătură cu... Lasă, las. Am zis că de ce să nu recunoaștem noi invest, și de ce invest, să nu ne gândim la o idee. Așa. Să fie... Hai, invers, ia invers. Ia uite. Vezi. N-ai încredere în mine, colegul. Păi, el a încercat să-i găsească un rost mașinăriei și am apreciat asta. A încercat-o, a testat-o, a fost... Statul. El a fost... Știi cum sunt manechinii ăia fără creier care da, stau așa? Exact așa da, a fost da. Domnul Bordea azi. Ia cu două persoane, ia. Merge. N-am loc de două persoane. Hai mă, că ai loc. Taci. Ați chemat un Uber să pentru săraci? Merge cu doi, ia. Oh, ia uite și un magician. Oh, hai, frate. Hai și hai. Sus. De câte persoane? Hai mă, că două încăpem. Vă dați muța cu noi? Haideți dumneavoastră pe locul în spate. Domnul Țipron, haideți în portbagaj. În portbagaj? Haideți tot sus. Hai. Oh, hey, n-am loc. Oh! N-am loc. Da, bă, că se urcă și da, așa. Frână, baby. Hey! Frână, baby. Păi răsturnați carul cu regele, măi. Am condus, am zâmbit. Ca să zic așa, am și încercat să arunc în prăpastie căruța cu inteligenți. Aplauze pentru inventatorul nostru. Numai noi și domnilor, să primim cu aplauze pe Țiproc Alexandru. Atenție! Oi, te cere și rezultate. Am venit să vă prezint o inovație. Se întâmplă o foarte mare nedreptate cu bărbații. Știți dumneavoastră cum este câteodată. Copilul se trezește noaptea. Și doamna, domnișoara... aude copilul și într-un suflet fuge la copil, acolo la leagăn. Îi dă. Să sugă acolo, cum s-ar zice? Țâță. Și ce frumos se aude în liniștea nopții, când se face copilul. Bărbații nu au acest dar. Dar de acum înainte, cu această inovație, vor avea foarte mare bucurie că când se trezește copilul, o să zică bărbatul, eu sunt primul. Dar de ce ar dori un bărbat să alepteze copilul? Nu înțeleg. Mai departe, mergem. Ne vom putea folosi noi bărbații când ne întâlnim cu un prieten pe stradă. Un prieten foarte bun. Ne îmbrățișăm, cine știe ce e acolo, dar nu-i ofer mult decât o îmbrățișare. Și el nu simte mare lucru de acolo. Dar de acum înainte poți să dai la biberon un pic de pălincă. Sau vin, sau indiferent. Fiindcă... Sunt la camera ascunsă. Dacă vrei să fii un gentleman, trebuie să ai sutien, fiindcă când te întâlnești cu prietenul tău cel mai iubit, îi dai un pic de țâță, un pic de pălincă, depinde că noi nu mai bem lapte, nici de vacă, nici de capră, nici de hărmășar sau nu știu acolo. Când te întâlnești pe stradă, ce faci, tate? Ia de și fac și ia și tu. Dar dacă e nerușinat, se întâmplă că e nerușinat, vedeți că am și aici o sfoară.
Trag una, două de sfoară, să nu-mi sugă tot. Să mai rămâie și pe mâine. Sau pentru alții. Domnul a venit cu o invenție. Deja e îngrozitor ce se întâmplă. Asta e o invenție, Mihai. Să dăm țâță tuturor celor pe care îi întâlnim. Lumea chiar a luat o razna, deci încep să mă consider normal în această viață. Mergem mai departe, da. Că nu s-a terminat aici. Ați văzut câtă ceartă a fost între președintele și cu premierul până mai demult puțin. Să-și mai dea recent. Țâță în trei, continuați. Dar vedeți că de acum înainte, cu metoda asta, da. Se va putea, nu știu să vă arăt sau nu, asta e foarte secret de stat. Păstrați-o pentru final. Pentru pace între președinte și premier, se va putea folosi mai mare. Asta, cum să zic eu, asta se va vinde foarte pe sub mână sau nu știu, pe acolo, că asta va fi ceva prezidențial. Și numai cu oameni mari vor ajunge acolo. Ce e? O super țâță. Super uger. Ce e? Tot sigur, dar va avea președintele, va avea așa lung, așa. Și ce frumos va fi când merge premierul la președinte și o să zică: mai mă, bea și tu un pic de lapte, mai calmează-te. Tu crezi că a nimerit unde trebuia? Ce vreau să zic eu? Asta ne întrebăm și noi de 20 de minute, chiar. Ce vreți să spunem? Este savuros, vă rog să mai stați. Dați-mi și mie, vă rog, să probez. Vreau să văd... Sutienul? Invenția, da. Să vă dau dumneavoastră? Să-mi le dați și mie să-l analizez, pentru că e o invenție și vreau să văd cum funcționează. Nu, scoateți un pic? E prins? E un prototip de început. Vedeți că dacă tot mă treziți, că eu dorm, da? 70% dorm, atunci să știți că nu m-au prins până dimineață, că atâtea invenții am. Așteptăm, deci este incredibil, dar vreau să știu. Acceptat? Ce alte invenții mai aveți? Știți că... Zici că ai avut o idee foarte bună. Mai aveți ceva inventat? Am încă, sunt revoltat. Unde sunt bocitoarele? Ar trebui niște bocitoare. Ce se întâmplă cu pisicile în Nu sunteți... Cu ce? Cu pisicile? Cu pisicile ce se întâmplă. Nu mai aveți invenții, de oameni. Plictisitor. Vino aici la noi pe canapea. Din cauza femeilor care se radă acolo jos și dispare blănița aia și se întâmplă o nenorocire cu pisicile. Oh, mama mea. Se depărtează de om. Dacă ei vor să trăiască acest surghiun... Surghiun? Deci am senzația că este răzbunare pentru aia cu bancul lung. Dacă în această emisiune vine vreun om cu o teorie, cu o descoperire, eu sunt singurul om care îl poate ajuta, înțelege și singur om care îl poate răbda. Eu încă mai cred că sunt momente în care mă aflu la camera ascunsă. Da. Eu aștept să iasă unul să zic: v-am păcălit, fraierilor. Ai avut dreptate. Ai avut dreptate. Ce se întâmplă? Vă spun eu. Nu se mai întâmplă nimic. Domnul Bendeac, ați votat? Da. Dacă vreți să vă spun... Bun. De asta mi-am permis să părăsesc. Să reîntregim formula, pentru că este foarte clar. Foarte simplu. A venit pe scenă, ne-am dat foarte repede seama, după aspect, că e ceva în neregulă cu el. Probabil că e un inventator neînțeles, da. E singurul inventator fără nicio invenție. E... Domnul Țiproc? Da. Să spun mai departe cu pisica sau... Nu. Dar... Eu am bunăvoința să-l ascult până la capăt, pentru că eram pregătită să-i ofer consiliere psihologică, puțin spus trebuie psihoterapeut. Da, puteam să fac și asta, dar nu mi-a dat timp. Matache, te rog, eu votează. Bun, e clar. Sunt pisici în Parlament? Pisici? Să se descoperă? Deci, băi, iese revoltă aici, frate. Las-o, dracu, frate, nu te cred că întrebi în continuare, băi, nene. Spuneți-mi, care e treaba cu pisicile? Și de ce femeia se îndepărtează de bărbat? Dumneavoastră... Eu sunt... Aplauz! În Parlament. Domnul Cuțâțe! Deci măicuța cosmică e invidioasă acum. Mâncați, ești super... Lasă-mă, băi, nene, în pace. Hai. Un dat ajungi să îți dai singur cu ceva în cap, bă, fratele meu. Bravo! Pentru asta am venit să vă prezint inovațiile. Cât întreb, mă, mâncați, întreb o dată, întreb de două ori. Vezi că omul e... pe câmpii, că se duce. La ce pisici vă referiți? Nu te cred că întreabă în continuare, mă, mâncați ai sufletul tău. Delia s-a bucurat că noi am plecat de la masă, pentru de obicei o deranjăm, o influențăm, o întrerupem și Delia a zis: eu sunt juriul, Țiproc, ești al meu. Eu nu înțeleg. Bă, de acele că eu am rămas în afară din viitoarele concursuri. Băi, femeie, ți-ai pierdut mințile! Cred că am un grad de toleranță foarte mare, o curiozitate împinsă la extrem. V-ați gândit să inventați un aparat care să vă dea numai dumneavoastră țâță? Eu acum întreabă și ăsta, mă, să-ți ai sufletul tău.
aparat? Este adevărat că în momentul ăla am avut o curiozitate perversă. Am vrut să întorc personajul și persoana din fața mea pe toate părțile. Am vrut să văd ce alte invenții mai are. M-am gândit, poate una dintre ele este utilă pentru umanitate. Da, un fel de autoțâță. Pentru la autosugere la autoțâță. Nu știu, v-ați gândit? Puteți să încercați pentru noi să vă dați țâță în momentul ăsta, că eu am înnebunit. Doamne, măi. Oricum, sunt Alexandru Țiproc, regele invenților. Și vă susțin să... Ion Ștefan Cătălin, am fost împăratul invențiilor. Am fost invitat la dumneavoastră și acum o să mă vadă toată lumea. Să fie fericire veșnică. Țâță până la moarte! Așa e! Nu vă speriați! Vă salută un rege, mare rege. O să descoperiți odată. Te-ai ascuns, a? Hai! Nu, am venit aici că vreau să-l mai întreb ce invenții mai are. N-are. Până la final am înțeles că invenția lui nici măcar nu este dusă la bun sfârșit, este doar un prototip. A zis așa, că din cauza pisicilor, femeia se îndepărtează de om. Așa? Și pentru că femeile tund... Păsărica. E clar, da. Pisicile se vor îndepărta de femeie. Probabil că pisicile nu suportă să mănânce păsărică fără pene. Logica mea este strălucită, dar subiectul e deplasat. Toată lumea se duce într-o direcție care mă va face pe mine în viitor cu siguranță să mă simt în primul rând demodat, pentru că nu va mai fi normal să fii normal. Vei fi anormal dacă vei gândi normal. Tu cât aveai de gând să întrebi? Pe bune acum. Eu puteam să stau 3 ore aici cu el. Necântită. Mai aveți astfel de personaje care vin în emisiune? Să știm. Eu vreau când vine cineva așa, în categoria asta, să-l dovedesc, seară că se poate și mai rău. Este dovada vie că noi doi suntem inutili și Delia trebuie să meargă mai departe. Apăsăm pe buton și cele două trape se deschid, Bendeac și Chelul dispar. Acum o să vă cruciți, dar vezi zice că ăsta, omul ăsta e nebun. Eu cred că voi fi al doilea părintele Arsine Boca. Charlie Chaplin? Nu, nici vorbă. Eu sunt Alexandru Țiproc din județul Satu Mare, negresul Saroasului. Wow. Și din așa de multe locuri sunteți? Și voi avea o sabie ca Arhanghelul Mihail. Aceea care nu taie, vindecă tot răul. Va despărți putregaiul de la cel viu. Dacă eu acum aș face așa cu sabia, cine m-ar visa? Ar putea să moară. Dar numai cei vinovați. Bă! Speriați-vă, măi, dușmanilor acestui popor. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Țiproc Alexandru! Atenție! Hai. Ce cere, ce rezultate. Am venit să vă prezint o inovație. Se întâmplă o foarte mare nedreptate cu bărbații. Știți dumneavoastră cum este câteodată. Copilul se trezește noaptea. Și doamna, domnișoara, aude copilul și într-un suflet fuge la copil, acolo la leagăn. Îi dă să sugă acolo, cum s-ar zice? Țâță. Și ce frumos se aude în liniștea nopții, când se face copilul. Bărbații nu au acest dar. Dar de acum înainte, cu această inovație, vor avea foarte mare bucurie că când se trezește copilul, o să zică bărbatul, eu sunt primul. Dar de ce ar dori un bărbat să alepteze copilul? Nu înțeleg. Mai departe, mergem. Ne vom putea folosi noi bărbații când ne întâlnim cu un prieten pe stradă, un prieten foarte bun. Ne îmbrățișăm, cine știe ce e acolo, dar nu-i ofer mult decât o îmbrățișare. Și el nu simte mare lucru de acolo. Dar de acum înainte poți să dai la biberon un pic de pălincă. Sau vin, sau indiferent. Fiindcă... Uite la camera ascunsă. Dacă vrei să fii un gentleman, trebuie să ai sutien, fiindcă când te întâlnești cu prietenul tău cel mai iubit, îi dai un pic de țâță, un pic de pălincă, depinde că noi nu mai bem
lapte, nici de vacă, nici de capă, nici de hărmășar să mănânci acolo. Când te treci pe stradă, ce faci, frate? Ia de și fac și ia și tu. Dar dacă e nerușinat, se întâmplă că e nerușinat, vedeți că am și aici o sfoară. Trag una, două de sfoară, să nu-mi sugă tot. Să mai rămâie și pe mâine. Sau pentru alții. Domnul a venit cu o invenție. Deja e îngrozitor ce se întâmplă. Asta e o invenție, Mihai. Să dăm țâță tuturor celor pe care îi întâlnim. Lumea chiar a luat o razna, deci încep să mă consider normal în această viață. Mergem mai departe, da. Că nu s-a terminat aici. Ați văzut câtă carte a fost între președintele și cu premierul până mai de mult puțin. Să-și dea țâță în trei, continuați. Dar vedeți că de acum înainte, cu metoda asta, da, se va putea, nu știu să vă arăt sau nu, asta e foarte secret de stat. Mă, pentru final. Pentru pace între președinte și premier, se va putea folosi mai mare. Asta, cum să zic eu, asta se va vinde foarte pe sub mână sau nu știu, pe acolo, că asta va fi ceva prezidențial. Și numai cu oameni mari vor ajunge acolo. Ce e aia? O super țâță. Super uger. Ce e? Tot, sigur, dar va avea președintele, va avea așa lung, așa. Și ce frumos va fi când merge premierul la președinte și o să zică: mai mă, bea și tu un pic de lapte, mai calmează-te. Tu crezi că a nimerit unde trebuia? Ce vreau să zic eu? Asta ne întrebăm și noi de 20 de minute, chiar. Ce vreți să spunem? Este savuros, vă rog să mai stați. Dați-mi și mie, vă rog, să probez. Vreau să văd... Sutienul? Invenția, da. Să vă dau dumneavoastră? Dacă mă iubați, să-mi îl dați și mie să-l analizez, pentru că e o invenție și vreau să văd cum funcționează. Nu, scoateți un pic? E prins? E un prototip de început. Vedeți că dacă tot mă treziți, că eu dorm, da? 70% de dorm, atunci să știți că nu m-au prins până dimineață, că atâtea invenții am. Așteptăm, deci este incredibil, dar vreau să știu. Acceptat? Ce alte invenții și mai aveți? Știți că... Zici că ai avut o idee foarte bună. Mai aveți ceva inventat? Am, dar sunt revoltat. Unde sunt bocitoarele? Ar trebui niște bocitoare. Ce se întâmplă cu pisicile în Nu sunteți... Cu ce? Cu pisicile? Cu pisicile ce se întâmplă. Nu mai aveți invenții, de oameni. Plictisitor. Vino aici la noi pe canapea. Din cauza femeilor care se radă acolo jos și dispare blănița aia și se întâmplă o nenorocire cu pisicile. Oh, mama mea. Se depărtează de om. Dacă ei vor să trăiască acest surghiun... Surghiun? Deci am senzația că este răzbunare pentru aia cu bancul lung. Dacă în această emisiune vine vreun om cu o teorie, cu o descoperire, eu sunt singurul om care îl poate ajuta. Înțelege și singur om care le poate răbda. Eu încă mai cred că sunt momente în care mă aflu la camera ascunsă. Da. Eu aștept să iasă unul să zică: v-am păcălit, fraierilor. Ai avut dreptate. Ce se întâmplă? Vă spun eu. Nu se mai întâmplă nimic. Domnul Benda, dacă ați votat? Dacă vreți să vă spun... Bun. Asta mi-am permis să vă răzesc. Să reîntregim formula, pentru că este foarte clar. Foarte simplu. A venit pe scenă, ne-am dat foarte repede seama, după aspect, că e ceva în neregulă cu el. Probabil că e un inventator neînțeles, da. E singurul inventator fără nicio invenție. E... Domnul Țiproc! Da. Să spun mai departe cu pisica sau... Nu. Dar... Eu am bunăvoința să-l ascult până la capăt. Pentru că eram pregătită să-i ofer consiliere psihologică, puțin spus, trebuie psihoterapeut. Da, puteam să fac și asta, dar nu mi-a dat timp. Matache, te rog, eu votează. Bun, e clar. Sunt pisici în Parlament? Pisici? Să se descoperă? Da. Deci, băi, este revoltă aici, frate. Las-o, dracu, frate, nu te cred că întrebi în continuare, băi, nene. Spuneți-mi, care e treaba cu pisicile? Da. Și de ce femeia se îndepărtează de bărbat? Dumneavoastră... Eu sunt... Aplauz! În Parlament. Domnul Cuțâțe! Deci măicuța cosmică e invidioasă acum. Cațe, super. Lasă-mă, băi, nene, în pace. Am dat ajuns să îți dai singur cu ceva în cap, bă, fratele meu. Bună seara, maestre! Regele! Invențiilor, nu vă speriați. Bine ați venit! Dacă nu știam eu de cine mi-a fost dor, până ai umor, am aflat azi. Domnul Țiproc. Mă bucur foarte mult din suflet că vă văd iară. Și noi. A venit pe sufletul meu. Îmi plac chestiile astea cu unul care vine și spune: am inventat, deci acolo
ăia sunt Dumnezeul meu. Domnul meu, îmi permiteți? Înainte de a începe. Orice, cu mare drag. Domnule, ce s-a întâmplat cu țâța mecanică? Doamne, doamne, dar ce bine că mi-ați adus un medic, eu nu pot vorbi. Gata, gata, gata. Ce? Când ai mușteață, dacă mănânci mămăligă cu brânză, te faci cu brânză. Dacă bei lapte cu lapte, te faci. Am fentat deja mușteața și acum, dacă am subt la biberon, acum sug tot la biberon din cauza mușteții. Acum ia să vedeți voi. No, bine, la mulți ani. Sănătate. Prima invenție. Funcționează, nu scurge deloc pe barcă. Așa. Următoarea invenție, domnul meu. De care să vă vorbesc? Una care să am eu un câștig de vreo 10 milioane de dolari sau să vorbesc de muzică sau ceea ce vreau? De muzică, domnul meu, lăsați banii. De muzică. Banii nu sunt o problemă aici. Am inventat orchestra asta, fiindcă de tânăr, de copil mic, tot am vrut să am un coleg care să mă acompanieze. Am zis că primul lucru este cel mai frumos, cui să cânți o melodie, un cântec. Se cuvine ca președintului nostru, cel iubit. Lui Iohannis, mă. Sănătate. Domnul Țiproc s-a gândit foarte bine să reînvie farmecul orgilor din bisericile occidentale catolice și a creat acel aparat. Mie mi-a plăcut, a fost o îmbinare între mecanică și electrică. Era cea mai chinuitoare orchestră pe care am auzit-o în viața vieților mele. Deci era ceva sinistru. Nici nu poți stai la un concert de la mai mult de 3 minute. Era ca o flașnetă, ca o râșniță. Nu-ți clămpânea în ureche, efectiv, nu era o nenorocire. Salut această invenție, care împreună cu vioara, cu sunet dulce, ne-au făcut seara frumoasă. În timp, ce, în timp ce schimbați cureaua, ați putea să ne povestiți? Este nevoie, fiindcă nu-i curentul potrivit pentru... E prea slab. Pentru cum e reglat. Ați putea, în timp ce schimbați cureaua, să ne povestiți despre acea idee de 10 milioane de dolari? Stați un pic. Să vedem acum. Hop. Și le-au un motor de mașină de spălat. Da? Da, sau alternator. Alternator de Dacia. Trebuie să înțelegem că o inovație nu e ușor de făcut. Ați putea să ne spuneți despre ideea noastră de 10 milioane? Hai să vedem. Are mă treabă, mă. Alternator de Dacia, că merge cu baterie de automobil. Bravo. Inexistent. Pentru domnul președinte. Da. Cum se numește domnul președinte? Este o melodie pentru domnul președinte. Numele lui. Eu nu bag în seamă președinte, eu sunt rege. Rege Țiproc. Cum se numește președintele actual al României? Klaus Werner Iohannis. Uite, mă. Hai să vedem melodia pentru Klaus Werner Iohannis. Imnul lui Werner. Băi, hit, mă. Au schimbat pe Alpinion. Merge mai slow. Tuc, pui pe unul mai mic. Tuc. Ce zice domnul președinte la ora asta? Cred că e fiert. Oda lui Werner. Din punct de vedere artistic, oda lui Werner este comparabilă cu Nibelungii și cu cele patru anotimpuri de Stradivarius, nu? Ce colaborare frumoasă! Bravo! Minunat! No! Da! Nu există! Dacă cineva nu mă cunoaște, greșește dacă crede că eu sunt doctorul Mabuse. Asta să fie clar în seara asta. Toată lumea vă cunoaște. Toată, mai ales eu, care sunt fiert în momentul ăsta. Asta este... Este plăcerea mea vinovată. Inventatorii. Deci eu când văd inventator sunt zăbăie și mai ales Țiproc, care este regele lor. Maestre,
vă puteți pregăti 3 tronuri. Când seara asta veți afla cum se poate salva întreaga planetă. Prin această inovație, așa, vom ajunge la concluzia că într-adevăr există salvare atât a planetei, a poluării, aerul curat. Salvați poluare. Salvarea poluării. Și aici scrie regele invențiilor, dar l-am făcut vedere din avion. Sunteți zeul invențiilor, nu regele. Vreau să spun că m-a bucurat foarte tare reîntoarcerea sa la noi în emisiune. El are un simț practic foarte dezvoltat și dă dovadă de un suflet gigantic, îndreptându-și gândurile către umanitate. Mergem pe stânga, da? Deci... Dacă merge, merge semnalizarea. Extraordinar. O să vă râdeți foarte frumos. Nu râdem, geamantan cu semnalizare. El este, prin definiție, un pilon al fundației noastre spirituale și consider că noi trebuie să punem acum umărul. Nu mai râdem. Oamenii politici nu mă bagă în seamă. Îi salvăm și pe ei? Eu, pe mine m-a scos, adică prin indiferență m-a scos pe ușă. Dar eu, prin ai umor, intru pe fereastră. Extraordinar. Noi suntem fereastra umorului. Nu a umorului, a salvării planetei, măi. În acest iad al tristeții numit Planeta Pământ. Brevete de invenții semnate ai umor. Hai să fac. Salvați poluarea. Vrem să salvăm tot. Orașele, tot, oamenii, poluarea. Salvați poluarea, salvați peturile de plastic. Păi cine ne salvează? Acum am fost serios vorbit. Și dacă oamenii serioși nu ne înțeleg, măcar dumneavoastră de eu la ai umor serios să mă înțelegeți. Vreau să vă fiu vasal. Am înțeles întrebare, vă rog. Nu era o întrebare, era o afirmație. Vreau să vă fiu vasal. Dacă dumneavoastră sunteți deci regele... Să-mi fiți mie vasal. Bineînțeles. Vă trimit un mesaj telepatic, sunteți angajatul meu. Ascult. Uitați, am făcut portbagajul. Aveți nevoie de un asistent? Păi da, dar practic mi-ați făcut decât portbagajul ăsta. O să-mi vă râdeți de mine, da? Iar îmi pare bine. Eu nu râd. Pentru mine sunteți Galilei. Eu știu că nu vă râdeți. Întotdeauna am văzut că ați fost tot serios. Da, serios, eu ascult. Băi, nu mai râd, nu mă fac să râd de nebunesc. Să nu credeți, să nu credeți că aici nu este umor. Este și aici umor. N-aș zice. Așa. Mi-ar trebui doi băieți să aducă mie un cearșaf. Îi aleg eu? Ca să-mi facă zid. Avem să... băieți, avem cearșaf? Am eu în bagajele mele. Cearșaf sau băieți? Un fel de cearșaf. Cine vrea? Ca cine vrea? Să fac... Era așa ca un miel tăiat. Oare ăsta, mă, domnul cu... Așa? Deci eu... Vrei și tu? Hai și tu! Ăla mă moare! Hai, mă, că mă sperii, termin. Și eu mă sperie la un moment. Da. Pentru că răcnea... Așa? Doamne! Dar, fiindcă sunt un foarte sensibil, îmi trebuie și o blondă ca să pot face ceea ce... Avem și blondă? Nu, doamnă, că ați mai fost. Doamnă! No, lăsați... Doamnă! Să o conducă cineva? Doamnă, ați mai fost? Am râs până când am obosit. Deci în momentul ăsta sunt mega obosit, dar de râs. Deci, mă doare burta, efectiv. Că am râs involuntar, că am râs, că a fost genul ăsta de umor... Bă, s-a râs? Mă, s-a râs rău, s-a râs mai mult ca... Nu știu la cine s-a mai râs așa. Bă, cu lacrimi. Așa, doamnă. Ia uite, a venit și blondă. Oh. Să rămâinile. Alexandru, îmi ziceți și mă bucur foarte mult. Alexandru, îmi ziceți. Ia. Nu știu dacă o să vă convină dumneavoastră, dacă acum o să imităm cum a face sex. În porbagaj. Doamna a mai participat odată. Se pare că are o chemare. Dar mai știi la ce moment a fost, doamna? La ăia doi, cu cagulele. La ăia. Așa, la ăia. Eram sigură. Nu e problemă dacă nu vedeți că se rezolvă. Doamna, avem acceptul? Doamna nu prea vede. Nu vede, mă! Și-a uitat ochelarii, doamna! Un vis. Perfect, doamna, pentru așa ceva. Mi-e frică de doamna că o să mă strâng în brațe și eu... Seriozitate! Domnul Ciproc, lăsați sexul că nu e pentru toată lumea. Da, doamna se bagă, adică n-are nicio problemă. N-are treabă, mă. Da. Aici ascultați-mă, da.
Ca să nu ne vadă lumea, ne trebuie un perete undeva. Noi avem un portbagaj de cât și ne putem ascunde în oraș, în orice loc. Și atunci... Nu ți-e proc, aș vrea să vă întreb ceva, doar așa, să e o curiozitate personală. Chestia asta cu ce se întâmplă acum cu cearceapul și cu doamna. Nu e așa. Are legătură cu planeta noastră? Păi dar nu, dar face parte din invenție? Da, asta. Sau pur și simplu profitați noastră să... Aici e vorba, ca să nu vadă lumea, ne trebuie o perete undeva, în oraș, într-un colț, după o tufă, după cine știe. Ce să nu vadă? Și acum, ce vreau să zic, ca să nu ne vadă lumea, publicul, să nu ne vedeți nici dumneavoastră, facem o întorsă, ne ascundem după peretele. Vedeți că n-ați semnalizat. Acum mergem fără semnalizare ca să nu lungi vorba, că avem foarte multe importante de vorbit. Da. Uitați! Stai că-ți calci partenera! Acum ridicăm capota. Așa. Avem aici un cearșaf. Dacă vreau să-l astup. Păi mai avem un cearșaf. Doamna trebuie să fac acum să se plece aici. Aia nu-i invenție. Acolo. Eu sunt acum liber să dau din picioare cum vreau eu. Atât au fost. Cade la în cap! Hop! Credeam că avem parte de o dispariție. Scrip drecut. Care invenție? Domnul Țiproc apare pe scenă cu un ecoport bagaj matrimonial decuplabil. Acest obiect nou în istoria umanității trebuie să ne scape de poluare. Să recapitulăm puțin, deci dragostea salvează planeta. Ei mai trebuie să mai stea cu cearceapul sau să... Vă mulțumesc frumos pentru... Doamnă, v-ați mulțumit cu puțin, eu cred că trebuia să mai stați. Apoi s-a strâns cearceapul, a plecat doamna, a plecat băieții și eu tot încercam să aflu și să-mi explice care e scopul acestei mașinării, pentru ce a fost inventată, ce face exact, n-am înțeles care e utilitatea ei, n-am înțeles ce face. Atâta de frumoase sunt fetele și în cerul. Eu am văzut. Wow! Wow! Curs o bală. De aici e din planetară? Pariu. Că ce? Pe tine, că pe tine te desenează. Așa, ceea ce gândiți dumneavoastră, chiar nimic nu seamănă. Stai jos! Nu vorbesc, că chiar ziceți numai prostii. Când nu există bagaj, nu există portbagaj. Am înțeles? Eu cred că domnul Țiproc nu greșește. De ce să ai portbagaj când n-ai bagaj? Mulțumesc că ați înțeles. Extraordinar! Vivat! Bravo! Ura! Navă! În sfârșit am fost imortalizat. Breaking Bad, direct. Este campioană... Bă, cum se spune, mă? Cvitruplu campion? Este, de fapt, o cvaduplă campioană. Cvaduplă! Vintuplă era. Vă mulțumesc. Deci, sunt emoționat. Înainte de pauză, l-am primit pe scenă pe domnul Țiproc. Cu ultima lui invenție, portbagajul. Merge semnalizarea. El a explicat, noi n-am înțeles. După care iar a explicat, noi iar n-am înțeles. Dar nici nu pleacă de aici până nu ne prindem care-i treaba. Eu am vrut să vin la București. Ați venit. Și, adică m-am pregătit să vin cu așa. Și am avut multe bagaje. Și atunci, când am văzut că am prea multe bagaje, cum să merg cu trenul? Eu nu vreau să viu cu mașina ca să tot depășesc. Nu, vin cu portbagajul, mie restul. Mașina este format din trei părți. Am înțeles, mă. Motorul, caroseria, unde stă omul și portbagajul. Mie numai portbagajul, restul nu-mi trebuie. Când vrei să faci dragoste, ai treabă doar cu portbagajul. Și așa salvăm planeta. Că noi nu ne mai trebuie și motor și să mai mergem. Ha, pridici portbagajul, faci dragoste, ai salvat planeta. N-ai înțeles, mă? Nu. Hai. Nu-mi trebuie. Cauciucul nu-mi trebuie nimic. Ați venit cu portbagajul. Da, vin cu trenul, mur cu portbagajul. Gata, m-am înțeles. Dat jos și am fost amăgit că poporul nu m-a așteptat măcar cu o singură mașină electrică. L-am trimis pe domnul Tesla să vă aștepte... Ascultați-mă, nu sunt eu regele țării. Pe din 2004. Zeul invențiilor. Stați un pic, acum este adevărul ăla. Uitați, vă rog să mă ascultați, că asta e o inovație planetară. Deci,
n-am avut la ce să cuplez. Asta ce înseamnă? Trebuie fabricat mașini fără porbagaj electrice pentru București. Trebuie calculate câte mașini sunt la o anumită oară ca în oraș. Sunt 50.000, 100.000 care sunt în mișcare. Care sunt în mișcare. Atâtea mașini trebuie construite de bucureșteni, nepoluant, de 150-200 de kilograme mașina, care va fi administrat de Primăria Capitalei. Fiecare se coboară din bloc, cu porbagaj, cu lifturi speciale, numai clodiri din astea din secolul XVI, și va merge la mașina București. Da? Când am ieșit în gară, o mașină parcată electrică a primăriei, și eu știu că mașina e liberă. Merg cu porbagajul? A, să cumpăr porbagajul. Da, sigur, are niște roți mai mici sau nu știu ce. Dar de ce n-au mașinile alea porbagaj? Asta nu înțeleg. Pentru că vine omul cu porbagajul lui și îl cuplează la mașină. Iată că am înțeles. Eu nu mai viu cu mașina în București. Vă mulțumesc. Nu mai extraordinar. Veniți dar cu trolerul și îl puneți în porbagajul mașinii electrice. Nu. Sunt eu nebun? Nu, pentru că ocupă spațiu. A? Ascultați-mă pe mine. Ce spațiu? Când nu există bagaj, nu există porbagaj. Am înțeles? Bă, mă descurc. Așa e. Auziți? Băi, asta trebuie să o scriu undeva. Când nu există bagaj, nu există porbagaj. S-ar putea să mă vă amuzați, dar eu cred că domnul Țiproc nu greșește. De ce să ai porbagaj când n-ai bagaj? Mă gândesc cât poluează un porbagaj de mașină. Are o greutate. Motorul este supra-solicitat dacă tot timpul cari un porbagaj după tine și n-ai nevoie de porbagaj în ziua aia. De ce să cari un porbagaj tot timpul? Lasă-l acasă dacă n-ai nevoie de cărat. Păi da, intrăm în altă problemă. Unde dracu să avem locuri de parcare pentru porbagaje? Sunt 2 milioane de porbagaje. Ce e atât de greu să mergi cu porbagajul la tine și când vezi o mașină liberă, ai lipit la mașină și ai mașina personală. Dar nu e mașina personală, bă! Uite mai porbagajul, mă, tu îți dai seama dacă la într-o corporație unde lucrează 3.000 de oameni, fiecare ajunge la serviciu cu porbagajul lui, dar nu mai e loc să te învârtești de porbagaje. Asta-i porbagajul nostru! Uite porbagajul nostru, de exemplu! Mulțumesc că ați înțeles! Extraordinar! Noi ne gândim... Vivat! Noi avem soluții originale, da, anume după inima și... Bravo! Bravo! Mulțumesc. Bravo!